Pentru a explica mai bine ce dorește să facă, Fabian Olariu a realizat împreună cu echipa sa un clip de prezentare a unui caz social. Este vorba despre Darius, un tânăr cu care Fabian a crescut și care are greutăți în fiecare zi. Tânărul scriitor spune că al reîntâlni pe străzi a tras un semnal de alarmă. Am început să vedem câte cauze ar fi de ajutat, unde am putea să ne implicăm. Așa am ajuns la Dreams Come True, Vise devin realitate, o cauză inițiată de Diana Farca, amica mea scriitoare. Apoi am ajuns la Mușcăciun pentru o zi, care se ocupă de copii instituționalizați, care sunt în situații nefavorabile și cu boli. Și situația face ca într-una din zile m-am întâlnit cu un amic de-a meu din zonă, despre care am și realizat un film scurt. Și de acolo ne-a venit o altă idee de a face și un scurt program de televiziune intitulat Povești Moderne, un proiect de viitor la care lucrăm în formula asta eu, Narcis, Ioan și Ovidiu. Alături de el a fost și scriitoarea Diana Farca. Tânăra aflată și ea la debut spune despre Fabian că are un suflet mare și că merită sprijinit. Educația nu e o haină de care te dezbraci atunci când circumstanțele nu sunt oportune. O ai cu tine pretutinde și eu cred că Fabian o are și e un lucru rar în ziua de azi. Pentru că fiecare are capacitatea de a schimba lumea dacă începe cu sine și apoi aduce o schimbare în mediu imediat înconjurător. Binele are o forță, se propagă. Maria Tereza spune asta, că arunci o piatră în apă, iar piatra o să creeze valuri. Se creează atunci efectul ăsta pozitiv, care merge, să zic, în antagonie cu efectul de turmă. Uite, un bun exemplu.